Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere schimbă radical datele unui grav eveniment care s-a soldat cu moartea a două persoane. Șoferul unui autoturism cu ITP-ul expirat a refuzat să oprească la un filtru pentru limitarea pestei porcine și în cursa nebună a ratat un viraj, a lovit un cap de pod după care s-a răsturnat. Înregistrarea dovedește că fugarii aveau echipajul de poliție pe urmele lor, deși poliția nega la acel moment acest lucru. Accidentul s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în localitatea Focșănei, comuna Vadu Pașii, la intersecția drumului județean 203K și un drum comunal. Autovehiculul condus de un tânăr de 28 de ani, în care se mai afla un pasager de 52 de ani, s-a răsturnat de mai multe ori, a rupt un podeț, a dărâmat un stâlp de electricitate și s-a oprit într-un gard. Din primele verificări a rezultat că accidentul s-a produs datorită vitezei excesive sau neregulamentare. Conducătorul auto a abordat un viraj la stânga pe o stradă laterală în condiții de viteză, așa cum am spus, de 100 de km la oră și au rezultat două victime care au fost luate de către echipajul de ambulanță și transportate la Spitalul Județean Buzău în vederea acordării îngrijirilor medicale. Nu știm încă exact, urmează să audiem toate persoanele implicate și vom stabili de urmare. Cert este că mașina avea matriculată suspendată din data de 15-a. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Una dintre cele două persoane rămase încarcerate în mașina răsturnată a avut nevoie de resuscitare. Am fost solicitat să intervenim în cazul unui eveniment rutier pe raza localității Focșenei. La fața locului s-au deplasat o auto specială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijinul nostru venind și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. În momentul sosirii la locul intervenției echipajelor, era vorba despre un autoturism răsturnat cu două victime încarcerate în interior. Acțiunea a fost una dificilă datorită poziționării acestora. Victimele au fost extrase și predate în stare de inconștiență echipajelor de prim ajutor. Șoferul mașinii a forțat un filtru de poliție. În graba de a scăpa de oamenii legii, șoferul ar fi pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Reprezentanții poliției spun că niciun agent nu ar fi pornit în urmărirea acestora. Cele două victime au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Buzău, unde au decedat în zilele următoare.